Șeful APIA Maramureș, Florin Urs, subliniază că o parte din agricultorii din județ au o vârstă înaintată și ritmul de dispariție al acestora merge pe un trend constant în fiecare an. La nivel național sunt peste 14 milioane de hectare de teren agricol, dar forța de muncă puternică se duce și lucrează în agricultura altor state. Am început undeva cu 39.000, am început 40.000 de fermieri și acum suntem la sub 35.000 de fermieri. Aceasta, ca aspectul pozitiv, e că unele suprafețe s-au comasat, s-a scăzut numărul de fermieri, suprafețele menținându-se, uneori crescând, iar pe de altă parte, fermierii bătrâni, unii chiar dacă n-au dispărut, nu mai pot. Așa? Și, iar în continuare, tendința este și va fi în continuare pentru reîntinerire, pentru schimbarea generațiilor și încurajarea generațiilor tinere care vin în agricultură. De fapt, aceasta este și un deziderat al politicii agricole comune și pentru perioada următoare, 2021-2028. Este necesar așa ceva de o revigorare a forței de muncă în agricultură. De fapt, de ce? De forță de muncă serioasă în agricultură aici în România, care are 9,5 milioane de hectare depuse numai la APIA. Anul acesta, cu 480 de fermieri mai puțin au depus cereri unice de plată la APIA, oficiale agenției susținând însă că nu este o problemă pentru că suprafața pentru care s-a aplicat a crescut cu 6.000 de hectare. Deși au fost transferate suprafețe de la fermierii mai mici către fermierii mai mari, atât la nivel local cât și la nivel național, tot se înregistrează o scădere a atractivității înspre agricultură.